La 12 februarie 2021, în satul Drochea a avut loc adunarea generală a galului Calea Dropiei, prima din acest an și care a creat o atmosferă prietenoasă pentru 56 de membri a galului din 10 sate. Ședința a fost deschisă de președintele galului Calea Dropiei, Lupașcu Ion, primar al satului Mândâc. Deci bună ziua, stimați colegi, dragi primari, stimați agenți economici, muncitori din administrația publică locală și toți antreprenorii care sunt. Din mult n-am avut întâlnire, dar știți și dumneavoastră cu situația cu pandemia asta noastră pe țară și nu numai pe țară, dar pe tot globul pământesc, de atât și o primit pe situația. Dar sperăm că odată în 3 luni de zile, da, cam așa, în 3 luni de zile, noi să ne întâlnim ca să avem o ședință lucrativă, ca să putem să mai obținem cât mai multe proiecte, ca să putem dezvolta satele noastre și chiar și business-ul mic și mijlociu care este la noi, cu care noi îi confruntăm. Eu aș vrea să spun, în primul rând, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru condițiile de afară, ca să acceptat ca să veniți la adunare. Oricum, condițiile nu sunt favorabile, poate mulți colegi nu pot, chiar Marmonul, că nu poate, că e blocat, am înțeles că doamna dânsa acolo, dar le zicem bună ziua că e online aici la noi. Și sperăm că totul va fi bine. Acum, ați auzit și dumneavoastră cât este informații, oricum și centru, adică administrația publică centrală, să spunem, că s-o mai întors cu fața la galul. Sperăm că va fi totul bine și vom avea și o oportunități, adică și finanțări, și din partea lor, nu numai de la noi. Oricum, asta e, cred, parcursul ședinței, doamnele managerii noștri, care lucrează ca albinuțele de zi și până noapte, ele au să ne explice și de-am să lămurească mai departe. Eu vă salut și ne dorim, cred că, tuturor nouă succes mare în obținerea proiectelor. Managerul galului, Aurelia Doschinescu, a vorbit despre complexitatea și valoarea proiectelor în dezvoltare, despre importanța susținerii din partea Uniunii Europene, Campanie pentru Moldova Rurală, Partenerii Solidarity, Fund Pele și Rețeaua Națională Lider. Stimați colegi, eu vreau să vă aduc mulțumiri pentru activitatea care ați depus-o până acum. Am primit o deosebită plăcere să conlucrez cu dumneavoastră. După cum am menționat și oaspeții noștri de la Chișinău, proiectele sunt bine puse pe roate. Sperăm că în o lună jumate, două, cât ne-a rămas până la finalizarea proiectului, să reușim să scoatem la capăt proiectele pornite și ne așteaptă niște activități interesante pe viitor, finanțări noi. Sperăm să conlucrăm și să avem rezultate frumoase. Succes în ziua de azi! Managerul galului, Angela Croitor, a reiterat viziunea și misiunea parteneriatului creat dintre 10 sate. Au fost discutate succesele și provocările, enunțată o listă de realizări pentru anul 2020. Așa o întrebare, cineva m-a întrebat, da? De ce ne întâlnim azi? Cistit, nu era un moft, o alintare pentru noi, odată în 3 luni, ca organizație, trebuie să ne vedem. Trebuie să ne vedem la OIC, să înțelegem unde ne mișcăm mai departe, dumneavoastră să înțelegeți unde se duc banii galului, de ce sunt așa de puțin sau de ce sunt așa de mult și ce se face cu ei. Asta este foarte, foarte important. Astăzi noi să reușim să venim cu un raport financiar, da, pentru anul trecut, așa, la general, dar îl facem la sfârșit de aprilie când ne întâlnim iarăși sau la început de mai, dar în general vedem ce am făcut noi anul trecut și la ce etapă suntem și ce mai avem de lucru. Astfel s-a reușit extinderea galului Calea Dropiei, care cuprinde 10 localități membre. A fost semnat un act de parteneriat dintre 7 galuri, dintre care 2 din Găgăuzia. A fost realizat schimb de bune practici cu galuri în dezvoltare și a fost organizată o vizită de studii la Chișcăreni și Rogojeni. La moment sunt în curs de implementare a următoarelor proiecte. Amenajarea sălii de sport în satul Maramonovca, teren de fitness în aer liber în satul Mândâc, echipament pentru cinema la aer liber în satele Drochea și Chetrosu, foișor la gimnaziul Șuri, foișor în satul Chetrosu, pagina web ruraltowers.eu, echipament pentru fortificarea afacerii gospodării țărănești a lui Bârnaț Victor din satul Chetrosu, stație de epurare la pensiunea Vila lui Traian din Gribova, casa de oaspeți din satul Baroncea, echipament pentru confecționarea știubeilor Prisaca Lisnic, satul Țaregrad,
sistem de irigare pentru plantația de mure a familiei Rusu din satul Țarecrat, atelier de lemnărit a familiei Morcov din satul Cotova, dotarea cu echipament sportiv a gimnaziului din satul Zgurița, indicatoare informative a traseului turistic Calea Dropiei în fiecare localitate partener, echipament medical pentru Spitalul Raional Secția COVID. Printre provocări au fost enumerate imposibilitatea de a organiza ședințe în perioada de pandemie, necesitatea de a convinge locuitorii în oportunitatea de a crește în parteneriat și importanța valorificării potențialului uman local. S-a discutat și posibilitatea alegerii unui nou manager. S-a menționat faptul că orice persoană dornică poate aplica la concurs pentru funcția de manager egal și principiul rotației cadrelor e o posibilitate de pregătire a noi personalități capabile să scrie și implementeze proiecte. Domnul Petru Flocosu, fondatorul Muzeului Fermierului, a menționat că funcția de manager e una de responsabilitate majoră. 2 ani de proiecte, adică noi, în principiu, într-o măsură care ne-aș paraliza cu toții, care au participat, bineînțeles. Inclusiv și voi, ca manager. Am unul între în altă perioadă, când o să fie posibil răzecte de apelat, răzecte la proiectele de la AIPA, și iar să ceri un șir de nuanțe, care noastre, le știți de acum mult mai bine. Eu, de pildă, vă, dacă vrem să avem succes când 23 să ajungem la așa cum fac să acolo, trebuie să rămâneți managerii așa care sunteți. Dar timpul este pregătit pe alții. Eu, de pildă, așa văd. Pentru că o să fie totuși alocările străzeche de la IPA, deși ele nu cred eu că anul ăsta să fie, dar o să fie cum la anul, pentru că de acum ele s-au alocat, vă zic, pentru cei care au vrut să aprinși proiecte la IPA. Dar galurile încă nu sunt, cum spune, legiferate așa. Și noi n-ați dovim anul ăsta să fie la cealaltă dată. Și ați fie o perioadă când o să trebuia să găsiți proiecte de participat la concurs pentru AIPA. Și atunci, nu știu dacă altcineva ar putea face mai bine ca voi. Este important faptul că oamenii au o încredere tot mai mare în abordarea lider. 20 de proiecte implementate timp de 2 ani în 10 localități nu sunt enorme ca sumă, dar extraordinare prin impact, rezolvând probleme locale prin sugestii oferite de localnici. Abordarea de jos în sus contează. Grupul de acțiune locală Calea Dropiei contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai, implementând anumite măsuri de dezvoltare a antreprenoriatului, de modernizare a infrastructurii și de sporire a atractivității turistice a microregiunii, inclusiv prin valorificarea patrimoniului cultural. Aceasta este misiunea Galului și este calea spre dezvoltarea durabilă locală.